Bună ziua, bun găsit la știri, doamnelor și domnilor. Începem jurnalul cu o informație de ultim moment. Vorbim despre ministrul muncii, Ilia Olguța Vasilescu, care în urmă cu foarte puțin timp a ajuns la sediul parchetului general. Motivul ni-l comunică în cele ce urmează. Colega mea, Lilian Stase. Bun găsit, Lili, te ascultăm. Bun găsit, Ilia Olguța Vasilescu a fost citată pentru astăzi la parchetul general ca urmare a unei plângeri făcută în urmă cu câțiva ani de către o persoană din Craiova. La acea vreme, Ilia Olguța Vasilescu era primar al Craiovei. Persoana respectivă a reclamat faptul că strada pe care locuiește a fost asfaltată fără autorizație și s-a adresat organelor de cercetare penală din Craiova ca urmare a faptului că Ilia Olguța Vasilescu deține în prezent calitatea de ministru. Plângerea a fost declinată către parchetul general, iar astăzi Ilia Olguța Vasilescu a fost chemată în calitate de martor pentru a da lămuriri cu privire la acea asfaltare. Urmează ca la finalul audierilor cel mai probabil Ilia Olguța Vasilescu să și spună pentru ce a fost audiată, iar procurorii vor decide ulterior dacă se impune sau nu începerea urmăririi penale în acest caz. Mulțumesc foarte mult, Lili, pentru aceste precizări. Așteptăm și noi declarațiile pe care Ilia Olguța Vasilescu le va da imediat ce va ieși de la audieri. Continuăm știrile. Premierul Viorica Dăncilă a avut o primă reacție înainte de ședința Comitetului Executiv Național al PSD, după ce în presă a circulat zvonul că intenționează să demisioneze. Prim-ministrul a negat că ar fi lansat vreodată o asemenea ipoteză și spune că este curioasă să afle cine lansează astfel de bombe. Domnul premier, v-ați gândit să vă dați demisia? Nu. Nici vorba de așa ceva. Dacă a fost o discuție, aș fi curioasă să aflu și eu, că de la mine niciun caz. Avem sunt chestiuni care nu vă... Pe modificările codului penal? Aveți nemulțumit? Zvonul că Viorica Dăncilă ar urma să demisioneze l-a deranjat teribil și pe liderul PSD Liviu Dragnea, care și-a făcut și o cruce atunci când a fost întrebat dacă pregătește o ordonanță de urgență pe justiție. Vă gândiți la ordonanță pe codurile... Dați-mi voie să merg la... Se pune discuția de schimbarea unor miniștri? Nu. Dar eu nu înțeleg. Înțeleg că este o pană de subiecte. Dar nu puteți să inventați și voi unul, nu 3-4. Rămâne doamna Dăncilă premier până în 2020? Da. Cel puțin. Mai multe detalii despre ședința Comitetului Executiv Național al PSD vine colega mea Alina Sorocean. Bun găsit, Alina. Ce-au mai declarat liderii PSD? Găsită, iată, liderii PSD au negat că se va discuta despre remanierea unor miniștri sau despre demisia Vioricăi Dăncilă. Premierul a negat faptul că și-ar dori să-și dea demisia sau că a existat o astfel de discuție, însă, potrivit unor surse, de câteva zile se discuta despre schimbarea unor miniștri pentru care ar putea să fie înlocuiți astăzi. Vorbim aici despre ministrul economiei, ministrul educației sau cel al culturii. Pe George Ivașcu l-am văzut discutând deseori săptămâna trecută cu Liviu Dragnea, a fost în biroul acestuia. Drept urmare, posibil să fi discutat tocmai despre nemulțumirile legate de domnia sa. Vom vedea dacă într-un final astăzi se va pune în discuție aceste, se vor pune în discuție aceste remanieri sau dacă va mai fi amânat acest moment. Cert este că Viorica Dăncilă prezintă astăzi un istoric a celor 3 luni de guvernare. Se discută și despre organizarea unui meeting pro-PSD și pro-guvernare, un meeting ce ar urma să fie organizat în următoarele luni. Vom vedea așadar ce decizii vor fi luate, cât despre modificările pe codul penal, pe codurile penale. Liviu Dragnea a dat de înțeles că nu își dorește o ordonanță în acest sens. Mulțumesc pentru informația, Alina. Criza imunoglobulinei continuă. La mai mult de o lună după ce a fost activat mecanismul internațional de protecție civilă, medicamentele nu au ajuns încă la pacienți. În schimb, miile de doze stau în depozite și așteaptă să fie distribuite. Culmea, compania națională Unifarm nu oferă nicio explicație pentru această întârziere.
Primele medicamente, 3850 de doze de imunoglobulină, au fost aduse din Austria la sfârșitul lunii martie. Medicamentele ar fi trebuit să fie apoi distribuite la mai multe spitale din țară. A ajuns și imunoglobulina din Austria, adusă prin mecanismul de protecție civilă. Colegii s-au întors și urmează distribuția. Ne ținem întotdeauna promisiunile, au scris atunci reprezentanții Unifarm pe o rețea de socializare. Distribuția nu a mai avut însă loc, explică asociațiile de pacienți. Mai mult, aceștia nu au primit nicio explicație și nu li s-a comunicat niciodată la care ar putea ajunge medicamentele. De altfel, acestea au ajuns cu întârziere în țară și într-o cantitate mult mai mică decât cea promisă, 10.000 de doze. Atunci, ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a explicat că întârzierile au fost cauzate de procedurile care trebuie respectate odată cu declanșarea mecanismului european de protecție civilă. La 2 ani și jumătate de la tragedia din Colectiv, în România nu este gata niciun centru de arși. Proiectele au rămas doar pe hârtie, iar achiziția echipamentelor medicale blocată de birocrație. Între timp, medicii se luptă să salveze cât mai mulți pacienți cu arsuri, chiar dacă își fac treaba în condiții proprii. Spațiul care urmează să găzduiască centrul pentru pacienți cu arsuri grave din Timișoara este gata de un an și jumătate. Doctorii sunt și ei pregătiți, iar pacienții ar putea sosi în orice secundă. Numai că aparatura lipsește cu desăvârșire. În urmă cu câteva zile au ajuns doar două paturi, însă procesul achiziției echipamentului medical este în stadiul de licitație. Noi sperăm că până la sfârșitul anului clinica să fie dotată și să devină funcțională, pentru că este inadmisibil, după vor fi 2 ani de zile la sfârșitul acestui an, în care noi am raportat modernizarea acelui spațiu, să nu putem să-l folosim. Medicii spun că fără aparatură performantă, eforturile lor sunt zadarnice. Noi putem trata arși maxim până la 20%. Din păcate, infrastructura o avem, spațiul, după cum ați văzut, este pregătit. Suntem în așteptarea aparaturii și tot ce ține de amenajarea noii secții. În urmă cu doar 2 săptămâni, la spital a ajuns un pacient cu arsuri pe 60% din suprafața corpului. În ciuda tuturor eforturilor, bărbatul nu a mai putut fi salvat. Protest spontan la spitalul Bagdasar Arsenii din capital, acolo unde câteva zeci de persoane au ieșit în curtea unității și reclamă scăderea veniturilor. Oamenii spun că au pierdut chiar și 1500 de lei prin plafonarea sporurilor. Zeci de cadre medicale au oprit lucrul la spitalul Bagdasar Arsenii pentru a-și striga nemulțumirile în curtea instituției. Au pierdut într-o lună peste 1000 de lei din venituri, spun oamenii nemulțumiți. Jalnică este situația noastră, jalnică este situația noastră. Nu știu dacă poate să trăiască cineva cu 1300 de roni. Da, cu indemnizații 1600, uitați-ne fluturașii. Ni s-au dat fluturașii la 37 de ani de vechime. Am de luat 1500 de lei, bani în mână, fără datorii, fără nimic oprit. Oamenii spun că nu vor opri protestele până nu vor primi banii care li se cuvin. Protestul de la spitalul Marius Nasta continuă și la această oră. Zeci de persoane au ieșit de asemenea în curtea unității nemulțumite de scăderea veniturilor. Diana Bone se află și acolo și ne aduce ultimele detalii. Te ascultăm, Diana. Bun găsit! Bun găsită, de mai bine de o oră continuă această protestă de la Institutul de Pneumofiziologie Marius Nasta din capitală. Sunt zeci de angajați care își cer drepturile în stradă. Cei drept nu și-au lăsat pacienții de izbeliște. Toți acești pacienți își primesc îngrijirile de care au nevoie. Alături de asistenții medicali a venit să îi susțină și fostul manager al spitalului. L-am alături de mine pe fostul manager al spitalului. Spuneți-ne, ce își doresc aceste persoane? Bine, în primul rând vreau să vă spun că din punctul meu de vedere, ca om, domnule, nu pot să trec, să ies din spital și să văd acești oameni, colegii mei de peste 32 de ani lucrez în acest spital, că stau și protestează și aproape că nu-i bagă nimeni în seamă. Și mai am o problemă pe care aș vrea să o prezentați dumneavoastră corect, să spun, populație care e interesată de ce se întâmplă actualmente în sistemul de sănătate. Acești oameni nu cer nimic în plus, domnule. Ei vor să nu li se ia, nu să ni se dea ca în bancurile alea. Mă înțelegeți? Sporul în acest institut și în perioadele de criză a fost de 75%, 2010, când s-au tăiat salarii. Nu înțeleg de ce acum, când este boom economic, acest spor trebuie să scadă. Mai mult de atât, sporul este primit pe institut, iar personalul începe să facă probleme că va primi spor diferențiat. Dar
Dumneavoastră ați gestionat o unitate spitalicească. Ce ar trebui să facă managerul din prezent pentru a reglementa cumva situația din prezent? Păi, în primul rând, managerul trebuie să aibă posibilitatea legală și cadrul legal să-i permită o dezvoltare a spitalului în funcție de venitul. Venitul șterge. Din păcate, hai să fim serioși. Legile fac alții. Sunt obligați ăștia să le implementeze cei care sunt puși. Hai să fim iar serioși pe criterii politice și tot lanțul ăsta nu te lasă să te dezvolți pentru că ai un contract limitat cu casa. Nu te lasă să te dezvolți pentru că pe de altă parte banii vin prin programele naționale, cum este programul de tuberculoză. Și întrebarea e, domne, descurcă-te în banii ăștia, adică două paie la 10 măcar, nu? Câți pacienți are sub îngrijire un asistent medical în medie? Nu știu să vă spun, că eu de 9 ani de zile nu mai sunt acest spital, nu mai sunt manager acest spital. Dar vă spun că știu destul de bine problematica, că aici se tratează cam 11.000 de pacienți în fiecare an și banii pe care îi primeam de la casă și de la programe, pe perioada cât am fost eu manager, au fost suficient să dezvoltăm spitalul și să-i las cu 2,5 milioane de euro. Bani pe care însă s-au pierdut. Pentru că fostul ministru Bazac, care m-a destituit pe mine și îi doresc multă sănătate, nu-mi pare rău pentru gestul care l-a făcut, îmi pare rău în că a pus un individ aici care a luat bani și a făcut pușcărie 5 ani jumate. Deci despre asta vorbim. Vorbim despre fariseism, da? Că atunci când vrei să-ți faci treaba, nu ești lăsat. Agenții aceștia nu și-au văzut fluturașul de salariu. Spuneți-mi, la ce riscuri sunt expuși toți acești angajați zi de zi când vin la muncă? Zi de zi sunt expuși la riscul de a lua tuberculoză de la pacienții pe care îi tratează. Bacilul Koch nu-și alege pe cine. Cine are ghinionul și l-a prins într-o perioadă de rezistență scăzută a organismului, are riscul crescut să facă tuberculoză. Au fost asistenți medicali care au luat gripă porcină și care au suferit de pe urma riscului în muncă. Da, normal. Dar nu numai. Aici există pacienți cu rezistență multiplă la tratament, asta sunt MDR, și mai mult decât atât sunt pacienți care au asociat pe lângă tuberculoză și HIV-SIDA. Deci vă dați seama că riscurile sunt. N-ai de unde să știi. Ideea și legiuitorul când a făcut vechea lege cu salarizarea, în Institutul de Pneumoftiziologie a fost menționat ca spor institutul și nu secții din institut. Spuneți-mi dumneavoastră că a fost manager, care ar putea fi rezolvarea în momentul de față? E greu de spus. Atâta timp cât aud oameni care îmi spun, este o lege și trebuie să o respectăm. Ca și cum această lege a fost dată de Iisus Hristos, de Dumnezeu, parcă nu e făcută de oameni. Nu decât să pună mâna să schimbe legea, să ia legătura cu personalul, să cunoască realitățile cu care se confruntă fiecare unitate spitalicească și să adapteze sistemul legal la cerințele personale. Astfel încât actul medical să capete alte valențe și în România. Așadar, rămâne de văzut dacă astăzi toți acești angajați ai Spitalului de Pneumofiziologie Marius Nata își vor primi fluturașul de salariu. Rămâne de văzut care vor fi sporurile efective pe care le vor primi și, de asemenea, dacă vom putea vorbi de o reducere la jumătate a venitului acestora. Mulțumesc pentru aceste informații, Diana. Așadar, sistemul medical este zguduit din nou de protestele celor nemulțumiți de salariile mai mici pe care le-au primit. Manifestații s-au derulat în această dimineață și la Spitalul de Urgență Craiova, acolo unde sute de angajați de asemenea și-au strigat nemulțumirea în curtea spitalului. Sute de asistente medicale și infirmiere au ieșit în curtea spitalelor pentru a striga nemulțumirea. Angajații se plâng că au fost mințiți și că nu au primit salarii mai mari, ci mai mici, și cu 1000 de lei chiar. Pentru a-și revendica drepturile pierdute începând cu 1 martie. Mă refer aici la întreg personalul auxiliar sanitar, care are veniturile diminuate între 200 și 800-1000 de lei pe lună, iar biologii, chimiștii, farmaciștii, inginerii, de asemenea, au veniturile diminuate. Sindicaliștii spun că aproape 80% din personalul din spitale au venituri scăzute.
Noapte albă pentru jandarmii din Buzău după ce doi turiști s-au rătăcit pe muntele Penteleu. La miezul nopții, jandarmii au fost sesizați prin 112 că doi turiști care făceau parte dintr-un grup de 20 de persoane s-au rătăcit. Grupul plecase din zona stației Meteo situată pe vârful Penteleu înspre pensiunea Varlam, iar după aproximativ 2 ore de mers pe traseul montan și-au dat seama că au uitat un aparat foto în zona stației Meteo, iar doi bărbați din grup s-au întors pentru a-l recupera. Numai că au mers 5 ore într-o direcție greșită. Aceștia s-au rătăcit și au cerut disperați ajutor. După ore bune de căutări spre zori de zi, jandarmii au reușit să-i găsească. Cei doi rătăciți au fost duși la pensiunea Varlam, acolo unde s-au reunit cu prietenii lor de drumeție. Scandal cu împușcături la Cinsnădie. Un tânăr a fost împușcat de 6 ori după ce a tras atenția unui vecin că face gălăgie în bloc. Victima a ajuns la spital cu răni la cap, la mâini și la picioare. Totul a început după ce agresorului i-a venit chef să petreacă și a dat muzica la maxim. Tânărul care avea să-i cadă victimă se afla în vizită la mama lui și s-a dus să-l roage pe vecin să dea muzica mai încet. O cerere care nu a fost deloc pe placul atacatorului. Omul a pus mâna pe un pistol cu bile, a ieșit cu el pe scara blocului și a tras de 6 ori. Tânărul de 20 de ani a fost împușcat în cap, la mâini și la picioare. Vecinii speriați au sunat la 112, iar victima a ajuns la spitalul județean Sibiu. Medicii spun că starea sa este stabilă, însă va trebui să mai stea în spital. Între timp, polițiștii au pus mâna și pe agresor. Este vorba despre un bărbat de 31 de ani care lucrează la un serviciu auto din Cisnădie. Pistolarul este originar din Râmnicu Vâlcea și practică kickboxing. Poliția l-a ridicat din apartamentul în care locuia și l-a dus la audieri. Acum urmează să se stabilească exact modul în care s-a derulat întreg incidentul, iar cel mai probabil pistolarul se va alege cu dosar penal pentru vătămare corporală, dar și pentru uz de armă neletală fără drept. Informația de ultim moment, șefa DNA Laura Căduța Căveșii este verificată din nou de Inspecția Judiciară. Ce se verifică de această dată, ne spune Liliana Năstase. Te ascultăm, Lili. Bun găsit, Inspecția Judiciară a decis că începând de astăzi și până vineri să efectueze un control la structura centrală a Direcției Naționale Anticorupție, urmând ca raportul întocmit în urma acestor verificări să fie înaintat cu propuneri secție pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii până pe data de 25 mai. Conform Inspecției Judiciare, se verifică cu precădere ca auzele mai vechi de un an de zile care nu au fost finalizate de către procurorii anticorupție. De asemenea, vor fi verificate și dosarele care au fost în lucru la procurorii Doru Sulu și Mihaela Iorga Moraru, cei doi fiind revocați din DNA printr-un ordin al procurorului șef Laura Codruța Chioveși. Și nu în ultimul rând, spun inspectorii de la Inspecția Judiciară, vor fi verificate toate cauzele care au fost clasate în ultima perioadă, fiind clasate mai multe dosare de anvergură, printre care și dosarul Microsoft, unul dintre dosarele anunțate cu tamtam de DNA și în care se vorbea de un prejudiciu de aproximativ 1 miliard de euro. Mulțumesc foarte mult pentru aceste informații, Liliana. Mergem mai departe și cu alte subiecte. Descoperire șocantă în Irlanda. Un român a fost bătut cu bestialitate de indivizi rămași necunoscuți până acum și abandonat pe aleile unui parc din Dublin. Bărbatul a fost dus la spital, însă rănile erau atât de grave încât medicii nu au mai putut să-i salveze viața. Bărbatul în vârstă de 49 de ani muncea de peste 10 ani în Irlanda ca muncitor constructor. Era originar din Bistrița Năsăud și avea în România un copil de 8 ani. Fusese văzut ultima dată joi seara în centrul Dublinului, iar de atunci nimeni nu a mai știut nimic de el, până când un trecător l-a găsit pe aleile unui parc din oraș. Ioan Artene Bob era mai mult mort decât viu și avea corpul acoperit de răni. Cel care l-a găsit a sunat la poliție, iar românul a fost transportat de urgență la spital. Din păcate, fusese bătut atât de tare încât medicii nu au reușit să-i mai salveze viața. Românul a decedat pe patul de spital. Poliția irlandeză a deschis o anchetă și a apelat la toți cei care au detalii privind atacul căruia i-a căzut victimă bistrițeanul. Potrivit anchetatorilor, Ioan Artene Bob avea o viață liniștită în Irlanda, iar cei mai mulți bani câștigați îi trimitea în țară pentru copil. De la bal la scandal, mai mulți tineri s-au luat la bătaie în fața unui club din Timișoara, iar apoi au dat bir cu fugiții. Reprezentanții localului au fost cei care au sunat la 112, însă, odată ajunsă, poliția nu i-a mai găsit pe bătăuși.
Petrecerea era în toi când din senin s-a iscat scandalul. În doar câteva minute, în curtea clubului a început o bătaie generală, spun angajații localului Timișorean. Oamenii povestesc că se împărțeau pumni și picioare din toate direcțiile și că haosul era general. Când au văzut că lucrurile au scăpat complet de sub control, reprezentanții clubului au sunat la 112. Polițiștii și jandarmii au ajuns imediat la fața locului, însă, surpriză, nici urmă de bătăuși. Toți au dispărut, iar acum sunt căutați de poliție. Până când se dea de scandalagii, polițiștii au dus la audieri mai mulți tineri care au asistat la bătaie și încearcă să identifice pe bătăuși. Nici o faptă bună nu rămâne nepedepsită. Bărbații din Gorj, care au acoperit craterele din șoseaua pe care o traversau zi de zi, riscă acum să fie amendați. Deși inițiativa lor a fost lăudată de semeni, primăria nu vede cu ochii buni acțiunea și i-a amenințat pe cei doi bărbați că, dacă nu se potolesc, vor fi amendați. Viitorul primar? Hai, bă. Tu ești viitorul primar? Da, viitorul primar, eu. Drumul către localitatea Samarinești, județul Gorj, este într-o stare deplorabilă. Oamenii povestesc că sunt nevoiți să facă slalom în fiecare zi printre cratere pentru a ajunge la muncă. Sătui de promisiunile deșarte ale aleșilor, doi bărbați au luat inițiativă și au astupat singuri gropile, cum au știut ei mai bine. Cei doi spun că au luat decizia în disperare de cauză. Nu mai puteam, erau foarte multe gropi, eu dimineața plec, e pline de bălți, eu am înfundat niște găuri. Că n-am făcut ceva rău, am înfundat niște găuri ca să nu mai fie nămolul ăsta și... Pur și simplu e pământ, nu este altceva, care a fost aceea, l-am cărat cu remorcusa și am prășiat ce am putut, am înfundat găurile care au fost ale mai mari. Imaginile cu intervenția improvizată au făcut în conjurul internetului. În timp ce mulți i-au felicitat pe cei doi, administrația locală nu a văzut cu ochi buni ideea localnicilor. Primarul ar fi declarat că bărbatul care a acoperit gropile a vrut doar să se bage în seamă și promite că va repara el drumul așa cum trebuie. O să-l reparăm, o să-l aducem la o stare mai bună, deoarece în acele diverse și nepreviste din proiect avem prinși bani exact pentru a reda drumul circulației, dar numai după ce se va face această investiție. Oricum, drumurile mai au de așteptat. În localitate, în această vară, vor începe lucrările pentru rețeaua de canalizare. Actualul președinte al Federației Române de Fotbal nu mai pare deloc pe placul românilor. Potrivit unui studiu, doar 10% dintre microbii sunt de părere că Răzvan Burlanu ar trebui să fie investit cu un nou mandat la conducerea fotbalului românesc. Același sondaj mai arată că mulți dintre iubitorii de fotbal spun că sportul ar trebui să fie o prioritate pentru guvern și că fotbalul ar trebui să fie mai bine finanțat de la stat. Românii par să nu vadă deloc cu ochi buni mandatul lui Răzvan Burleanu în fruntea Federației Române de Fotbal. Potrivit studiului realizat de compania de cercetare de piață New Challenge Marketing Research, aproape 40% dintre respondenți susțin că mandatul lui Burleanu a fost un eșec, în timp ce 9,4% au afirmat că mandatul acestuia a fost un succes. Restul de 51,6% au precizat că nu știu sau nu pot răspunde. În ceea ce privește preferințele participanților la sondaj pentru unul dintre candidații la președinția Federației Române de Fotbal, 55,4% cred că alegerea lui Ionuț Lupescu ar constitui o soluție pentru redresarea fotbalului românesc, în timp ce numai 10,1% consideră că Răzvan Burleanu ar trebui să continue. Același studiu arată că doar 33,8% dintre respondenți consideră că starea sportului românesc este bună și foarte bună, în timp ce 59,7% cred că sportul românesc este într-o stare proastă sau foarte proastă. Asta în timp ce aproape 80% dintre microbiști consideră că sportul ar trebui să fie o prioritate pentru orice guvern. Același sondaj mai arată că fotbalul rămâne cel mai popular sport în România, 26,6%, urmat de tenis, 15,7%, handbal, 7,8%, gimnastică, 7,5% și în not, 5,4%. În ceea ce privește situația din fotbal, 69% dintre participanți cred că fotbalul românesc nu se îndreaptă într-o direcție bună. Mai mult decât atât, aducerea antrenorului Cristofor Dam la cârma echipei naționale a fost considerată drept o soluție proastă de 59,1% dintre respondenți. Studiul a fost realizat în perioada 10-14 aprilie 2018 pe un eșantion reprezentativ de 616 persoane, având o marjă de eroare de 3,95%.
Situație halucinantă la o primărie din Gorj. Primarul din localitatea Stejar s-a dat singur în judecată. Robert Păiuș a încasat ilegal un spor din partea instituției pe care o conducea. Lucrurile nu au mers însă conform planului. Primarul a pierdut procesul la Tribunalul Gorj și acum el este cel care trebuie să scoată banii din buzunar. În ultimii 26 de ani ne-am săturat de promisiuni deșarte. Ne-am săturat de șanțuri și drumuri cu gropi. Avem nevoie de apă, canalizare și drumuri asfaltate. Robert Ionuț Păiuș le-a promis mare acusare a alegătorilor din comuna Stejari, însă una dintre primele măsuri adoptate după ce a câștigat alegerile locale din 2016 a fost să își rotunjească veniturile. La doar 4 luni după ce a devenit primar, a dat o dispoziție prin care își acorda un spor de dificultate lunar de aproape 1700 de lei. El ar fi urmat să beneficieze de bani din calitatea de membru în Comisia Locală de Aplicare a Legilor Fondului Funciar, arată presa locală din Gorj. În februarie 2017, Păiuș a emis o nouă dispoziție prin care o revoca pe cea prin care și-a acordat sporul salarial. 3 săptămâni mai târziu, Robert Păiuș, de această dată din calitatea sa de președinte al Comisiei de Fond Funciar, face o cerere pe care o adresează, culmea, primarului din Stejari, adică același Păiuș, prin care cere anularea dispoziției din februarie. Situația absurdă continuă când 5 zile mai târziu primarul Păiuș îi răspunde negativ președintelui Comisiei Păiuș și motivează cu o decizie a instituției prefectului județului Gorj. 2 zile mai târziu, omul s-a dat singur în judecată. Tribunalul însă nu i-a dat dreptate și acum Păiuș trebuie să înapoieze primăriei sporul încasat ilegal, în total numai puțin de 5.000 de lei. De altfel, conform declarației de avere depusă în iunie 2017, Robert Ionuț Păiuș are venituri anuale din indemnizația de primar în valoare de 22.800 de lei, ceea ce înseamnă că el câștigă lunar 1.900 de lei. Informații externe acum. În stare de alertă în Australia, sute de pompieri și voluntari luptă să mențină un incendiu de vegetație departe de suburbiile metropolei Sydney. O ultimă ipoteză a autorităților arată că cel mai probabil flăcările s-au produs ca urmare a unei mâini criminale. Vă avertizăm, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Peste 2400 de hectare de vegetație au fost făcute scrum în apropiere de Sydney, în pofida eforturilor a peste 500 de pompieri. Autoritățile au intervenit cu peste 70 de autospeciale de pompieri și elicoptere pentru a menține situația sub control. Autoritățile australiene susțin că focul ar fi putut fi stins până la această oră dacă 2 avioane gigant folosite de cele mai multe ori în astfel de situații de urgență ar fi fost disponibile. Acest lucru nu s-a întâmplat, iar flăcările s-au apropiat amenințător de locuințele oamenilor. Ministrul Sănătății Sorina Pinta face o declarație, o ascultăm. Problemă fierbinte. Bugetul este foarte clar, încadrarea în limita de 30% trebuie să o facem. Soluție există, există legea 95 care permite acordarea de stimulente pentru cei care nu se încadrează sau pentru cei care ar pierde teoretic la salariu. Deci nu a fost o discuție neapărat legată de problema salarizării. O soluție pentru, nu știu, pentru spitale să poată să ajungă la salarii egale, pentru că am înțeles că sunt niște echități și îi spun că vina ar fi de fapt a ministerului că nu au suficient buget. Asta au spus. Deci banii nu se dau din bugetul Ministerului Sănătății. Ministerul Sănătății, ca și ordonator principal de credite, are în subordine mai multe spitale. Această limitare a sporurilor la 30% se face pe ordonator principal de credite. Există ordonatori principali, cum ar fi consiliile județene, consiliile locale, care nu au în subordine multe spitale, poate unul sau maxim 2, care pot să-și permită să acorde sporurile la nivelul maxim sau la nivelul mediu, în limita celor 30%. Pe de altă parte, Ministerul Sănătății, care are în subordine toate institutele mari cu sporuri foarte mari, are o problemă din acest punct de vedere. Dar și această problemă se poate rezolva, v-am expus cum, și printr-o repartizare echitabilă a sporurilor, astfel încât nimeni să nu piardă față de venitul avut, de exemplu, în luna februarie. Dar să nu uităm că, făcând o statistică, veniturile din sănătate au crescut foarte mult față de decembrie 2016 la toate categoriile de personal. Cu toate acestea, sunt medici
inclusiv în această dimineață au fost medici în fața spitalelor și au venit cu fluturașe de salarii, unde pe unele fluturașe, cei drept, apăreau salariile înjumătățite. Spune-i că tocmai din cauza că li s-au tăiat aceste scopuri. Asistenți medicali, nu medici. Asistenți infirmieri. Deci personalul care nu se încadrează sau căruia nu i-a crescut salariul până la nivelul 2022, categoric are o problemă. Adică sunt câteva ajustări negative. Problema apare când aceste scăderi sunt foarte mari. De aceea eu în această dimineață am chemat managerii spitalelor a căror personal era în protest spontan ca să văd exact ce s-a întâmplat și cum stau lucrurile. O parte din probleme le-am rezolvat prin ajustări și prin reevaluări. Dar este o problemă în acest moment de management, de aplicare a legii salarizării. Circulara despre care vorbeați săptămâna trecută a fost trimisă în spitală? Deci circulara respectivă, am spus că o trimite în momentul în care putem sta la o discuție. Dar cum să vă spun, circulara spune că în legea 95 aveți articolul cutare, aliniatul cutare. Până la urmă fiecare trebuie să cunoască legea. Și aș vrea să vă mai întreb, a spus că ați rezolvat o mare parte din problemele celor din stradă de astăzi. La ce vă referiți mai exact? S-au găsit o variantă și pentru ei încât să rămână măcar cu salariile pe care le aveau? Sau? Deci pot să vă spun, de exemplu, că aseară am avut discuții cu cei de la Floreasca. Lucrurile acolo sunt foarte clare. Astăzi dimineață, până în acest moment, am discutat cu cei de la Bagdazar, cu cei de la CC Iliescu. Lucrurile sunt clare și acolo. Mă așteaptă la minister reprezentanții Marius Nasta. Și cu cei de la Pantelimon am discutat. Deci lucrurile, vedeți, punctual, sunt spitale din subordinea Ministerului Sănătății, iar personalul care are această problemă este 10% din total personalul medical. Până la urmă ne-am asumat, s-au majorat salariile medicilor și asistenților medicali. Legea este din iulie 2017. Domnul ministru Teodorovici a venit cu vreo opțiune, cu vreo variantă care să remedieze această situație? Repet, noi am discutat probleme punctuale, nu numai problema salariilor. Problema salariilor e foarte clară. Există un buget și există o limită de 30% la sporul. Și atât. Iar soluțiile propuse de noi au fost agreate și de dânsul și lucrurile sunt foarte clare. Angajații amenință totuși și cu o grevă, un meeting mare. Ce se va întâmpla atunci? Eu cred că sindicatele ar trebui să vină să discutăm, să ne dăm mâna să rezolvăm această problemă, nu să facem greve în acest moment. Pentru că, repet, legea este din iulie 2017. Lucrurile erau foarte clare. Regulamentul sporurilor practic, cum să vă spun eu, statuează un lucru, un drept al celor din sănătate, discutat pe fiecare specialitate și pe fiecare categorie în parte. Deci l-au agreat, l-au acceptat, au știut care este legea. Până la urmă, nu văd de ce ar face grevă în acest moment. Și trebuie să încercăm să ajutăm pe toată lumea. Deci acum e momentul să dăm mâna. Mulțumim mult, dar și vă mulțumim că... Cu mare drag. Ministrul Sănătății Sorina Pinta, declarații după întâlnirea avută în urmă cu puțin timp cu ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici, o întâlnire de urgență în care s-au discutat problemele din sistemul medical. După ce angajații din sănătate, vă reamintesc, au continuat protestele în fața spitalelor, nemulțumiți de veniturile pe ultima lună. Întâlnirea dintre cei doi vine la scurt timp după ce ministrul Sănătății Sorina Pinta i-a chemat la discuții pe managerii spitalelor, unde angajații au declanșat proteste din cauza diminuirii sporurilor. Ministrul Sănătății afirmând că trebuie aplicată o lege, iar prin această lege au existat și majorări importante ale salariilor medicilor și asistenților medicali. Urmărim, bineînțeles, subiectul și vă ținem la curent cu toate detaliile. Atât pentru moment la știri, însă în câteva minute vă întâlniți cu Laurenții Botin, începe primul talk show al zilei. Noi ne revedem mâine dimineața la 10, când vă aștept din nou. O săptămână reușită tuturor! Ștrabag vă prezintă următorul program. Vremea va fi deosebit de caldă în mai toate zonele țării. Temperatura maximă va fi de 26 de grade la Baia Mare, în timp ce în zona litoralului valorile climatice vor fi mai scăzute. La Constanța, spre exemplu, se va înregistra temperatura cea mai scăzută, 12 grade Celsius. Cerul va fi variabil, cu unele norări în jumătatea de vest a țării. Vântul va sufla slab, cu unele intensificări îndeosebi în sudul Banatului, în Moldova și la munte. Dimineața, în special în sud-estul țării, va fi ceață. Și în capitală vremea va fi caldă, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 21 de grade. La noapte, temperatura minimă va fi de 6 grade Celsius. La munte, în Carpații Occidental și Meridional,
Vor fi unele înnorări și pe arii restrânse, ploi slabe. În restul zonei montane, cerul va fi variabil, iar condițiile de ploaie vor fi reduse. În masivul Ceahlău se vor înregistra 13 grade Celsius, în timp ce la Păltiniș, în Poiana Brașov și în Predeal vor fi 18 grade. Acest program